Ce am pierdut cu ușurință, ce am câștigat cu ușurință. Am devenit catolică prin căsătorie, dar nu mă regăsesc deloc. Pot să mă spovedesc la un preot ortodox? Mă mai poate considera ortodox având botezul ortodox? De n-ar fi ăștia cu blogul să mă înjure, v-aș zice că da. Eu nu cred că nu vă regăsiți în catolicism. Eu cred că nu vă regăsiți în căsătoria pe care ați împlinit-o. Să mă iertați că vă zic. Da? Catolicismul nu interzice iubirea. Nu interzice bucuria. Fiți mai atente la ce ați pierdut când ați câștigat ceva. Și dați-i drumul, că se poate. Dați-i drumul. Eu însă mai primesc așa din când în când la spovedii baptiști, penticostali, catolici. Nu-i pot împărtăși, dar-i pot iubi. Iar o să mă înjure ăștia pe blog, dar nu-i nimic. Cum să nu... Orice preot decent știe că aveți o problemă și vă ajută. Știți care e cea mai frumoasă... Deci, n-are rost să discutăm despre dialogul meu mut cu câțiva din Beoreul altul, dar pot să vă spun un lucru, că am primit un mesaj de la o doamnă catolică de la Iași, care m-a umplut de lacrimi și de respect pentru Hristos. Ce părinte, eu sunt, apropo, inversul situației, ce eu sunt catolică și am trecut la ortodox pentru că mi-am iubit bărbatul. Imediat o să spun, așa trebuie făcut, nu? Bun. Femeia era în aceeași de rută. Ce părinte, mi-a luat 20 de ani până când v-am auzit odată vorbind cu maximă gentilețe despre lucrurile din lume ca să înțeleg de ce sunt ortodoxă. Doamnă, mergeți și căutați-vă duhovnic sănătos la cap și luați-vă în brațe bărbatul, iubiți-l. Că nu scrie pe tricoului I trust in God Catholic. Da? Bărbații trebuie iubiți, trebuie apreciați și încurajați, ca și femeile, iubite, apreciate și încurajate. Problema e că nu ne mai prea iese, asta e. Și lăsați-i pe ceilalți, Doamne iartă-mă, periat mundum, fiat unece justiția, fiat amore, no, de la lipsă de iubire ni se înfundă gândurile. Este adevărat că stările anxioase, depresive, provin de la diavol? Așa cheamă pe șeful dumneavoastră? Neliniștea înseamnă neîncredere în Dumnezeu. Nu, stați cu minți. Hai să ne lămurim. Stai, mă, să mai zic. Anxios. Anxios înseamnă vrednic. Anaxios, nevrednic. Și... anxios, nu știu ce înseamnă. Sigur că există. Aduceți-vă aminte, ieșit de pe ax, sărit de pe fix. Ca să sărim de pe fix, trebuie să fi fost pe un fix. Dar dacă fixul n-a fost bun, înseamnă că n-am sărit de pe fixul bun, ci am sărit de lângă fixul care ar fi putut fi un fix bun. Încurajați-vă, dați-vă gânduri optimiste la măcinat. Știți că sunt oameni care se culcă noaptea triști că a venit noaptea și se trezesc dimineața triști că a venit dimineața. Pentru ăștia avem secție specială. Da? Copiii sunt axioși. Pe când îi vezi pe bieții copii cum merg ei la examenele astea zdrobitoare. Cum vă explicați că în ciuda faptului că bacalaureatul e o prostie și o pierdere de vreme pentru presă, toți știm că e ceva aproape inutil, totuși este o spaimă națională. A? De la anxioși știm asta. Cui e frică cu copiii noștri nor să le ia bacalaureatul? Nouă? Nu, inspectorilor de specialitate. Ce ne facem când avem procentajul care trebuie? Să facem totul pentru un procentaj pozitiv la nivel național și județean. Ura! Gura! Că dacă ne-am vedea de treabă toți, copiii ar face cu bucurie orice fel de efort să cunoască știința căruia trebuie să-i slujească. N-am văzut copil să refuze să învețe. N-am văzut asta. Și când refuză să învețe, învață. Învață să refuze. E un exercițiu. Tot ceea ce simțiți pe pielea dumneavoastră e semn că ceva nu e în regulă. Noi bubuim din prea mare presiune interioară. Căutați la jiglăre. Suflați. Vedeți ce nu merge. Da? Mai avem mai omul. Dumnezeule mare. Ăsta sera de la 6 și un 5. Aoleu. Cum mă regăsesc din niștea sufletească? Astfel aducând pacea în familie. Din stresul cotidian nu mă mai pot concentra, nu vreau să-mi pierd familia, sfătuiți-vă, vă rog, dați-vă glicemia mai jos un pic. Mergeți la un medic să vă ajute să vă așezați pe mâncare corectă și pe odihnă. Omul odihnit nu deranjează pe nimeni. N-am spus ăla care sforă tot timpul, da?
Noi avem o țară de leneș, așa, avem o parte din România care sforă și alta care are grijă să nu-i deranjeze din somn. Calm, temperați-vă, aduceți-vă aminte că în fața aveți soția și copiii dumneavoastră, nu locul de muncă. Și de obicei, când închideți ușa de la casă, închideți-o pe din lăuntru, nu pe din afară. Mai des. De ce nu corespunde genealogia Mântuitorului după Matei cu cea din Luca? Cele două evanghelii încep prin două genealogii, pentru că una pleacă prin Maica Domnului și una vine la noi prin dreptul Iosif. E simplu, da? Credeți în vindecarea prin puterea minții celui credincios? N-am auzit în Scriptură să zică Domnul merge în pace mintea ta, puterea minții tale, să zică Hristos, Fiule, du-te în pace, puterea minții tale mi-a indus mie ca Dumnezeu să-ți fac o mine. Terminați cu prostiile. Credința nu înseamnă doar puterea minții, ci o minte pusă în puterea lui Dumnezeu. Atât. Ne puteți spune ce părere aveți despre sinodul de la Creta? Nu. Am spus-o și mi-a ieșit bube. Eu sunt bucuros, cam arhiereu. Unora nu le convine, mie îmi place de al meu tare. Ce treabă am eu cu ăștia care contestă Creta? E treaba lor. Tata m-a învățat să nu mă întind tăt în tău, că nu-i tău tăt al meu. Ce n-am înțeles eu din chestia asta cu... Ce interesează păgică de la... Era să zic Răcăoanda, în apropiere. De ce s-a întâmplat la Creta? Că el n-are niciun fel de amestec cu treaba aia de acolo. Și apoi de când cu Creta avem de la băieții de la Tabla, că noi avem sinodul de la Creta și unul de la Tabla. Și o să avem unul de la Buretele, cu care ștergem Creta de pe Tabla. I-am văzut că dintr-o dată România a fost inundată de gheronde. Au luat niște gheronde. Gheronda este numele care se dădea unui părinte îmbunătățit. Toți să sunt îmbunătățiți. Uite, noi ăștia proștii stăm cu arhierei noștri, că de-aia stăm cu ei, că noi suntem proști. Ei care s-au gheronde să meargă cu deștepții, că, uite, eu sunt prost, nu mă descurc fără vlădicul meu și fără alți câțiva vlădici. Eu știu că biserica este ascultare, ierarhie, cumințenie, înțelepciune, lămurire. Știți că la un moment dat Andrei Criteanu, cel care a scris canonul Sfântului Andrei Criteanu, participă la Sinodul III Ecumenic și pleacă cu scrisoarea de la Sinodul III Ecumenic de la Efes la Ierusalim. Când ajunge, știți cât i-a luat să se întoarcă cu răspunsul Ierusalimului înapoi la Efes să spună da, suntem de acord? 3 ani. După aceea s-a mai dus 2 ani pe undeva, pe 5 ani au venit și au spus da, e posibil ca ce a spus voi să fie în Duhul lui Dumnezeu. S-au supărat unii pe mine când le-am spus că în sine canoanele nu sunt revelație dumnezească, nu încap în Sfânta Scriptură. Oa, nenorocitul, doctor în erezie, gică. În general, elementul de bază al canonului provine de la primul sinod de la Ierusalim, despre care n-ar vorbi că acolo e cu ierarhi și nu-i voie, în care se spune părutul sa Duhului Sfânt și nouă. Dacă apare și nouă, înseamnă că și o treabă omenească. Câte vreme și treabă omenească, da. În rest, despre Creta am auzit că e cald, e bine, se bea un uzo decent. Cât de important e timpul petrecut împreună la începutul unei relații? La fel de important ca pe tot timpul relației. Problema este să nu dezechilibrați la început, să stați să nu miște tipul și pe aceea să lăsați moale, că bărbații cum sunt lăsați un pic cum zburdă. Deci stați tot timpul. Cred că ești valabil și invers, dar hai să fim răi cu bărbații în seara asta, să mă ierte bărbații. Deci, la începutul relației, la mijlocul relației și la sfârșitul pe care nu-l știm niciodată, trebuie să fiți tot timpul prezenți. Oricum, nu există iubire la fără frecvență. Nu? Nu ne pupăm la fără frecvență. Nu mâncăm supa de prânz la fefe. Nu? Da. Pentru o persoană specială din sală, nomă, credeam că viața este nedreaptă cu mine și mi-ai dat multe motive ca să urăsc. Dar acum, cum aș putea urâi viața asta minunată care mi-a dat pe tine? Nu? Lămuriți-vă, da? Numai agenție matrimonială n-am fost până acum. Și că ce părere aveți, părinte, despre citirea unui acatist noaptea în pat de pe un telefon? Vă propun să faceți nani mai bine, că o minte odihnită citește din mai bine de pe o carte luminoasă, bine? Părinte, vă rog să definiți omul frumos.
Eu n-am definiții la omul frumos. Hristos e singurul om frumos. Restul suntem caricaturi ale frumosului de Hristos, atât. Ce părere aveți despre Catedrala Neamului? Faptul că costă enorm. Da, cât au tot străzile astea nefăcute. Iar neamul românesc este sărac. Da, sărac. Păi n-are BMW 7, popa, ce vă băgați? Păi acum încesc că sunteți săraci, acum vă doare de BMW-ul ăla? Ce, care-i treaba? Da. Dar ce mai este? Stai că mai era acolo. Ceva cu catedrala. Nu aveți spitale suficiente. Da, da, deloc suficiente. Creșe, grădinițe, măi oameni, bă, să ne înțelegem. Ministerul Sănătății face spitale. Ministerul Învățământului face școli, grădinițe, creșe. Ministerul Apărării apără patria. Ministerul de Interne ne prinde dacă călcăm pe bec. Păi fiecare cu treaba lui în țara asta. Treaba bisericii este să facă catedrale. Dacă dădeam banii CNADR-ului bisericii pe bune, de nu făceam și autostrăzi. Dacă toate celelalte instituții ale statului și-ar fi văzut cu bun simț de cheltuiel, cum și-a văzut biserica la Catedrala Mântuirii Neamului, veneam într-o oră și 15 minute de la București la Bacău. Așa că piua. Cât despre sumele enorme, mai citiți că unul a luat șpagă la Ministerul Sănătății cât a costat catedrala până acum. Pe un program pe care nu vreți să-l gustați. Ăla în care baci cardul și nu mai vine. Stați cu minți. Nu de banii catedralei să răcim noi. Ce ați schimbat dacă ați putea în această țară? Pe mine. Singura mea responsabilitate e în raport cu mine. Mi s-a propus și o funcție politică și mi-a fost rușine să accept. Eu cred că oamenii politici toți sunt mai buni decât mine. De-aia a ales Dumnezeu să ne conducă. Problema lor este că ei nu sunt, nici ei nu cred că sunt atât de buni cât zic că sunt. Eu nu pot decât să fiu ceea ce sunt. Să mă rog pentru schimbări. Care or fi, Dumnezeu știe. Sperăm în bine, nu? Da. Sărim peste. Dacă vreau să mă spovedesc, dar să nu spun unele păcate, este păcat? Păi nu, mergeți la copac și vorbiți cu copacul. Mergeți la... Zice, domnul doctor, am venit la dumneavoastră să vă spun că mi se zbate pleoapa dreaptă. Ce, care pleoapă? Că dumneavoastră n-aveți ochi. La ochiul de... A, nu, dar pe mine pleoapa mă deranjează. Măi, oameni buni, când te duci la medic îi zici de ce te doare. Poți să o duci pe ocolite, că popa nu-i prost, înțelege că ți-e jenă. Te las acolo, hai, zi. Ziceți, dacă vreți, nu spuneți că sunteți bețivi. Spuneți că aveți o problemă cu buretele laringeal. Și preotul înțelege. Da? Da? Spuneți ocoliți-le dacă simțiți că asta vă face bine. Dar nu exagerați. Care este diferența dintre gândirea pozitivă și credința creștină? Credința creștină nu se bazează doar pe o gândire pozitivă, ci și pe o făptuire pozitivă și pe o viață pozitivă. Eu tot dau un exemplu, s-au supărat unii pe mine, dar să știți că pot să-l dau liniștit. Ăla săracul e sub tank, călcat cu șenil, așa, și spune, stai liniștit, o să fie bine, totul e bine, gândim pozitiv. Nene, ăla nu mai gândește. Deci gândirea pozitivă e un concept, credința creștină e un mod de viață. Ce sfaturi ați da unui preot ortodox contemporan care își vede preoția asociată cu cerșitul de bani publici, spălarea de creiere? Păi ce sfat să-i dau? Fruntea sus, frate, ce asta e. Dacă am ajuns cerșetor, ce? Hristos nu-i cerșetor. Iată, eu stau la ușă și bat, cel ce va voi îmi va deschide și voi intra și voi, nu? Și voi prânzi împreună cu el. Restul pauză. Eu mă bucur când mă fac ăștia. Părinte, sunteți un cerșetor. Da, din mâna mea mănâncă 60 de orfani. E cea mai faină orfenean, nu? Pe asta suntem, dacă așa zice lumea, bine că nu ne fac pe noi să că... Ce, părinte, trăiesc ca un nabab. Mi-a zis mie unul odată, unul și-a zis, mișule, vii să vezi cortul nababului, hai că te bag aici. Nu vă temeți. De ce trebuie să ne spovedim unui preot care de multe ori poate fi mai păcătos ca noi? Să mă iertați, dar asta e specialistul, altul n-avem. Să înțeleg că faceți fișa morală a medicului? Da? Vă duceți și spuneți, domnul doctor, vă rog să răspundeți la următoarea întrebare. Fumați? Ați luat șpagă? Vă uitați după? Și după mai duceți la ala? Și mai fi și în urgență, pălit de unul zdrav în păstradă, tu muci în mijlocul terenului, eu nu cred că te duci la ala să-i zici, domnul doctor, până nu facem un control cu ăla, pentru minciuni, cu detectorul de minciuni, să vedem dacă ce spuneți e real sau nu, nu mă operez. Te duci, te operează omul, dacă iese bine, dacă nu, iarăși bine. Deci trebuie să... Așa, asta am răspuns. Ce poate face... Ce? Ce se poate face pentru ororile din Siria?
Aici deocamdată să vă spun, cred că e și o chestiune de rugăciune. Noi la Catedrala din Sibiu, de câteva săptămâni, ieșim cu Sfintele Daruri și spunem pentru poporul român binecredincios și pentru poporul sirian greu încercat. Unii mi-au spus, părinte, de acolo sunt musulmani. Nu, acolo sunt copii. Acolo sunt mame, copilul și mama n-are confesiune. Sunt mama și copil. Păi da, părinte, dar aia vin ei cu, și-au antrenat copiii să ne arunce în aer. De acord, dar prefer să mor pentru un om care m-a rugat decât să fiu omorât de unul care m-a înjurat. Că dacă l-am înjurat, pe bune trebuie să mă omoare. Și că nu ne-am gândit la asta. În general, noi nu gândim. Puneți-vă și rugați-vă. Faceți o listă. Nu știm, că nu avem de unde să știm. Nici ei cred că nu știu cât sunt de fapt cu toți. Dar începeți cu românca noastră de la Londra. Începeți cu românca noastră de la Londra. Cum trebuie să se comportă un mirian când familia preoților transformă Sfânta Biserică în timpul Sfintelor Slujbe în loc de joacă sub privirile preoteselor nepăsătoare? Luați copiii și dați-i la direcția de protecție a copilului. Auzi, să mă iertați. Ieșiți din biserica aia și plecați într-una în care copiii nu mișcă. Singura biserică în care nu mișcă copiii, cimitirul. Veniți-vă în fire. Veniți-vă în fire. Lăsați copiii să facă ce vor. Și nu numai popilor, și ăilalți. Ăștia-i popilor sunt praznici, că taxul nu prea stă pe acasă. Taxul are grijă de copiii dumneavoastră, știți? E un tâmpit. În loc să stea să mânce și să bea și să se joace cu copiii, să duce în capăt orașului, să scoată golane din discoteci, să spele bolnavi, să... are treaba lui. Băi, leu. Cum să-mi aduc părinții înapoi la smerenie și viața creștină dacă sunt înrobiți de grijile vieții? La asta cu părinții, m-a întrebat o fată, ce părinte, cum să o fac pe mama să înțeleagă ce păcate a făcut când a făcut avort? Și a zis, du-te și eu în brață și mulțumește că te-a lăsat în viață. Deci cu părinții lăsați-o moale, nu-i mai judecați atâta. Că dacă se zdrobesc, se zdrobesc ca să puteți sta dumneavoastră și să meditați la viața veșnică într-un paradis al misticului, într-o... Ajutați-i pe părinți să vadă că v-au făcut bine, nu că v-au făcut rău. Cum să scap de frica de moarte? Frica de ziua că nu voi mai putea exista. Antrenați-vă. Serios? Femeia asta în carte s-a antrenat. A mers la mormântări de vrăbii, de pisici. I-a spus psihologul să fie meargă la mai multe mormântări. Și a găsit soluția. Avea o pisică care omora foarte multe păsări. Și împreună cu copiii făceau mormântarea. Până s-a săturat și s-a dat seama că nu există moarte. Nici măcar pentru păsări. Pentru toți există doar înviere. Restul sunt povești. Am un frate bolnav de 36 de ani. Când eram copil, am stat mult timp în genunchi cu mama și vindecarea lui. Apoi mi-am pierdut credința în vindecarea lui. Acum mă rog din nou. Ce să fac să nu deznădăjduiesc? Nu știu să vă spun asta. Eu de 20 de ani stau în genunchi și constat că nimic din ceea ce mă rog nu se împlinește cum vreau eu, ci cum vrea Dumnezeu. Decât să vă rugați cerând, mai bine întrebați ce trebuie să faceți pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vă va da semn. Știți că am mers odată la o doamnă care era foarte paralizată, de mega paralizată, avea 45 de ani de când stătea în pat. Și mă întrebam, băi, noi ziceam domnișoară, dar chiar nu vă deranjează? Părinte dragă, nu mi-am închipuit niciodată că dimineața când deschid ochii și văd tavanul, mă bucur, Domnule. Pentru unii vederea tavanului e bucurie. Pentru alții, vederea întregii lumi. Vai, am fost în Dubai și era așa de rece sandwich-ul pe avion și am avut o furtună deasupra Thailandei și nu faceți fițe în rugăciune. Lăsați-l pe Hristos care știe ce are de făcut. A trecut o bună perioadă de când nu m-am mai spovedit din cauza faptului că m-am mutat dintr-un oraș în alt. Puneți-mi, vă rog, cum se face o spovedanie corectă și curată? În genunchi, atent, cu privire la Părintele. Cum ar trebui să ne adunăm mintea la spovedanie? Cum să ne adunăm mintea la spovedanie? Păi nu e greu de adunat mintea la spovedanie dacă chiar te doare ce spovedești. Dacă nu te doare, poți să scrii liste întregi. Am primit la liste de bucate. Părinte, am păcătuit că am făcut budincă în post. Și am zis, doamnă, păcatul e că tu n-ai împărțit cu mine budinca, da? În rest, da? Adică, trebuie să fiți atenți, nu... Și că azi a fost dezlegare la icre, da. Pentru că a fost dezlegare la pește. Dar aveți grijă la deslegări în general. Da, la greci, tot ce înseamnă produs din mare e binecuvântat.
Eu tot ziceam bancul ăla cu preotul care intra într-un restaurant și spunea, zice, bună ziua, nu mă supărați. Antricot de rechin aveți? Nu. Supă de balenă aveți? Nu albastră, da? Aveți? Nu. Dumnezeu e martor că am încercat să mănânc pește, dați-mi o ceafă de porc. Dar mi-a atras atenția cineva că balena e mamifer. Și nu-i dezlegare la mamifere în post. Așa? Ce contează notele? Cum e acum? E bine să ținem post de prima și în ultima săptămână din postul mare? Cum este? Țineți postul tot, că altfel e ca și cum ați vrea să treceți peste pod. Noi avem specialiști în poduri în România care au confundat podurile, dar nu faceți asta, da? Un picior e pe o parte și un picior pe aia, vedeți, puteți trece. Acum, nu vă zic că poate nu reușiți în fiecare zi. Băi, bărbaților, nu știu cum Dumnezeu, în post ne plac ochiurile mai mult decât de dulce. Nu. Și țigara e mai bună în post decât în afară, asta e clar. Dar încercați nu atât să țineți o perioadă sau un timp, ci să-i faceți locul lui Hristos să postească în dumneavoastră. Cât îi dați cinstit. Oricum nu stă cu calendarul în mână, nu-i la stiliști. Părinte, avem un copil înfiat de foarte mic, când ar trebui să-i spunem de înfiere? Never ever. Nu e cazul să faceți, o să se simtă el, dacă va crește mare și o să zic, o să aibă dubii, o să vă spună din prima. Dar nu e cazul să le grăbiți niciun adevăr. Avem un copil, iar eu îmi doresc foarte mult încă unul, dar soțul nostru nu vrea. Cum să-l conving? Doamnă, nu mă bag. Cum să vă convingeți bărbatul? Nu mă pot băga. Bărbații sunt greu de convins să facă copii, da? Rugați-vă. Știu că sora mea a pus mult zahăr pe pervaz, dar acum nu mai e zahărul la modă, că e cancerigen. Învățați copilul să se roage cu dumneavoastră împreună, să vă lumineze Dumnezeu pe toți trei, nu doar pe cei doi care se roagă. Bărbații scăpoși că săracii reduc copilul la cheltuieli, știți? Dar învățați-l pe soț să privească un pic și bogăția. Dacă aveți băiat, spuneți ce frumoasă ar fi o fată. Și dacă aveți o fată, spune, mamă, un băiat care poartă numele tău. Dar în rest depinde de dumneavoastră, nici măcar de mine. Care este abordarea pe care o mamă trebuie să o aibă cu fostul soț ca să păsteze legătura cu copiii în condițiile în care acesta nu dorește acest lucru? Dar copiii suferă de dor și nu înțeleg de ce nu mai vine tatăl. Nu puteți să trageți de om și nici să bateți copiii. Puneți soluția undeva la mijloc. De obicei, mai lăsați-l că tații se trezesc târziu, dar se trezesc bine când se trezesc. Știți când vin bărbații la copii? Când sunt gata copți. După ce au crescut acolo, i-a tras mama săraca, la nuntă se trezesc și ei supărați. Nu mai sunt tată tău și nu m-ai invitat la nuntă. Păi, nene, nu te-am văzut în viața mea. Nu contează, tată tău și nu m-ai invitat la nuntă ta. Și în ce fițele? Ălea care au distrus căsătoria, alea distrug și relația între copii și tați. Scutiți-i pe copii și învățați-i că tatăl nostru care ești în ceruri are sens foarte adânc. În contextul titlului Bacău, capitala tineretului din România 2017, noi tinerii, puțin la număr, cum putem să îndrumăm restul tinerilor pentru a fi uniți și ne păstrăm entuziasmul de a face un oraș care nu mai reprezintă o șansă pentru ei? Bacău nu reprezintă, mă enervați. Adică eu de acasă mă uit câteodată și văd că totuși faceți fapte bune, nu. Bacău, ca să fie respectat, are nevoie de un singur lucru. Să nu vă mai socotiți singuri loseri. Nu sunteți loseri nimănui. Vă îngădui Dumnezeu să fiți într-un oraș frumos, curat și deștept. Mi se mai sparge țava câteodată, dar asta e altă problemă. Se întâmplă în toate. Nu mai hiperbolizați dramele orașului crezând că numai în Bacău se întâmplă. 2. Aveți 2 licee de prestigiu, minimum 2 licee, aveți universitate. Învățați să vă prețuiți darurile lui Dumnezeu pentru oraș. Nu umblați după cai vers, cai înghit molecule. Și nu în ultimul rând, apropiați-vă și faceți lucruri serioase. Lucruri care să vă bucure. Tinerii, ca să-și păsteze entuziasmul, trebuie puși la muncă. Mergeți, domne, pe stradă și întrebați pe tinerii ceilalți care vă sunt colegi. Băi, tu ce-ai face, bă, în anul ăsta în care e capitala tineretului orașul? Băi, m-aș da cu lot ca pe Dunăre. Facem lot ca pe Dunăre. Încercați să gândiți, ascultați-vă unii pe alții și refuzați orice fel de impostare a unor proiecte care n-au sens. Expoziție de desene pe asfalt n-am mai făcut de mult în România, să știți. Desenăm pe ziduri și pe conștiințe. Pe asfalt de mult nu mai facem.
faceți lucrurile simple. Dăruiți-le tuturor copiilor din Bacău amintirea lui Creangă, cadou în anul ăsta. Uite, puneți-vă mână de la mână și luați tot, strângeți și ziceți, astăzi, anul ăsta, tuturor copiilor de la clasele 1-4, dăruim Ion Creangă și celor de 5-8, cât un volum din Eminescu. Și asta va fi identitatea Bacăului peste 20 de ani. Orașul care știe Creangă și Eminescu pe de rost, care nu s-a înstrăinat de limba română. A, o să chemați un DJ Bobo care va face o discotecă în fum și nu o să folosească nimănui nimic. Știți ce mă doare cel mai tare, începând de la sud de Bacău până nord către Suceava? Că vă socotiți a doua Românie, a treia Românie. N-aveți voie la așa ceva. Românii nu sunt de first hand și de second hand decât în mintea altora, nu în mintea românilor. Veniți, puneți și faceți ce puteți face. Faceți ce puteți, pavoazați gara, curățați parcul de mizerie, cântați în piață deșteaptă-te române, cântați serenade fetelor, mergeți și pupați mâna medicilor pediatri care v-au crescut în oraș, strângeți mâna profesorilor pensionari, voi ca tine, nu organele educaționale. Dați-vă mâna mai des pe stradă, spuneți, 3 zile în Bacău, nu trecem unul pe lângă altul fără să ne spunem bună ziua, mulțumesc, să trăiești, hai noroc. Asta e treaba. Ce proiecte vă trebuie? Eu s-ofticat de nu mai pot când vă aud. Mor. Aveți sala asta superbă. Nu doar că sunteți în ea, ci pentru că eu am văzut înainte de a face conferința aici. Cum vă puteți spune că n-aveți ce face? Dumnezeule mare. Să știți că Dumnezeu răsare soarele și pentru Bacău, nu numai pentru restul lumii. Nu vă mai cotonogâți singuri. Fiți atenți. Aveți acum observator astronomic. Cine mai e ca Bacău? Nu? Cine? Aveți muzeul Bacovia. Uite, faceți o noapte Bacovia cu făclii în Piața Mare. Învățați să rostiți în limba română adevărul fundamental că limba română s-a născut și la Bacău. Punct. Na. Cât e de greu? Nu-i greu deloc. Faceți un marș de la Bacău până la Roman, aducând omagiu scriitorilor de la Roman. Da, faceți voi filmul, că au început să facă alții filme despre noi și ne umilesc. Și faceți un film documentar, Băcăuani, despre Bacău. Și uitați-vă numai voi să se oftice restul României. Stați de vorbă, ofticați-i, spuneți, băi, la noi poate că nu merge aia, că ne-a hârit pe aia, nu suntem buni de aia, dar ce știm să facem, facem perfect. Și grăbiți-vă cu stadionul, că nu mai încăpem. Ce, dependența de jocurile de noroc poate fi vindecată foarte greu. E mai greu de vindecat decât dependența de alcool și drog. Foarte greu, dar nu e imposibil. Ce e imposibil azi? Dar nu avem pastile pentru toate, asta e altceva. Așa? Ați ajuns la vreodată la Ierusalim în momentul pogorii luminii sfinte asupra Sfântului Mormânt? Nu sunt vrednic. Nu, eu ajung întotdeauna în sâmbătă mare să slujesc dumnezeiasca liturghie în Catedrala Metropolitană a Ardealului, care din punctul meu de vedere e lumina ortodoxiei din Ardeal. De n-aveam catedrala din Ardeal, din Sibiu, degeaba aveam lumină la Ierusalim, că pieream toți de protestanți și maghiari. Așa am avut catedrala și acolo a venit lumina Învierii lui Hristos, prin șaguna, prin mitropolis, prin preoți, prin diacon, prin credincioși. Restul povești. Deci, dacă Iisus ținea șabatul ca zi de de ce la ortodox duminica e zi de odihnă? Să știi că noi ortodoxi ne-am șmecherit și sâmbăta e liber la noi. Noi ținem praznicul șabatului Domnului sâmbăta cea mare, în care odihnindu-se Hristos a treia zi a înviat, așa e textul în triod, noi ținem toate zilele de odihnă. Adică, ce înseamnă? Mă, oameni buni, ziua de odihnă nu înseamnă să nu miști în front, înseamnă să-L odihnești pe Hristos. Ia odihniți-L pe Dumnezeu în fiecare zi și fiecare zi e zi de șabat. Și noi avem un ghinion ortodox ăștia, că după ce s-a odihnit, Domnul a înviat. Iar noi suntem martorii învierii Lui, nu martorii odihnei Lui. Un teolog se mai hirotonește dacă nu mai este fecior. Viitoarea preoteasă trebuie să fie școlită în facultăți. În obicei ne școlim în școală, în facultăți ne facultăzim. E asta cu fecior, nefecior, nu e problema mea și a lui, e problema dumneavoastră și a episcopului care vă hirotonește.
A spus mai devreme în conferință că Iisus a fost ucis înainte de a fi omorât. Explicați, vă rog, diferența dintre a ucide și a omorâ. Pe acum, despre Hristos în permanență, fiind în mijlocul populației multilateral dezvoltate și neprecupețite în lege, Hristos a fost ucis în mai multe rânduri, batjocorit în mai multe rânduri. Să știți că lumea a dat în general flit. Se entuziasmau și pacea dispăreau. Se entuziasmau și pacea. La om ucis de mai multe ori, dar de omorât la omorât o singură dată. Și nu le-a ieșit. Care este diferența între încrederea în Dumnezeu și credința că Dumnezeu te poate ajuta? Nu-i nicio diferență, dar vă spun sincer, cred că nu asta ne lipsește. Nu credința, cât încrederea în Dumnezeu. Noi avem credințe personale foarte importante, dar nu mai avem încredere în Dumnezeu, că credința noastră e aia bună. Cum să scăpăm să-i mai criticăm? Uneori în gând, virgulă, alteori în față, față de ceilalți, pe unii dintre cei din jurul nostru. Păi, să știți că cel mai fain scap de judecată când nu vrei să-ți pierzi judecata. Deci oamenii care judecă mult înnebunesc ușor. Nu mă refer la judecători acum, deși au și ei sminteala lor. Deci uitați-vă bine, oamenii care judecă pe ceilalți se tâmpesc rapid. Totul e un complot. Nimic nu e bine. De ce a răsărit soarele? Bate vântul, dar de ce bate vântul? Ei sunt preocupați să-L critique și pe Dumnezeu, că se întâmplă în viață. Cred în Dumnezeu, mă rog în sinea mea, dar nu merg la biserică. Să rămână, asta cred că am răspuns. Deci e obligatoriu să fiu la biserică. Nu, eu nu cred că... În facultate aveam un student care făcea prezența. Doar nu cred că aveți în facultățile din... În bisericile din Bacău, șef cu prezența la besearecă. Să zică, Matale, Ion, care e? F42, prezent. Gheorghiță, cât S43, știi, pe carourile din biserică. Terminați cu asta, cu obligativitatea, e ca aia cu frica. Mi-a zis o tanti la radio, părinte, foarte mulți oameni spun că biserica îi obligă să le fie frică de Dumnezeu. Serios, zice popa, cu frică Domnului să ne rugăm, hă? Pentru frica de sus și mântuirea sufletelor noastre, hă? Păi nu, știi ce popa în biserică? Frică tuturor, nu? Izbiți-vă unii pe alții ca într-un gând să ne plesnim. Păi nu, păi și atunci de ce spui dumneata ce nu spune biserica? A, unii care nu calcă în biserică și habar n-au cu ce se mănâncă ortodoxia, spun despre ortodoxie că, bă, tătică, asta e problemă de psihiatrie, nu de teologie. Mulți spun că predica e o meserie, preoția e o meserie ca oricare alta și se poate greși. Până la un punct este. Eu cred că aceasta trebuie să fie mai special pentru meserie ce o are. E corect? Da, suntem toți Superman și Batmanuri. Este foarte special, atât de special că ștergeți cu doi pe jos. De ce credeți că ne-am pus reverend așa de mare? Să aveți cârpa la îndemână. Nu suntem deloc special, suntem niște prăpădiți. Asta e adevărul. De aia nu ne iese câteodată. Nu suntem singurii care ratăm 11 metri. A ratat aia de la Astra 3 de 11 metri la meciul cu Viitorul din întâmplare. Așa și la noi. Putem rata? N-avem ce face. Dacă ne iertați pe noi, poate vă iertați și pe dumneavoastră. Ce părere aveți despre divorț? Bă, eu n-am părere despre divorț, mie îmi pare rău pentru oamenii care divorțează, dar nici nu-i pun să stea lipiți dacă se înjură, se bat și fac prostii în casă. Spune o femeie care era zdravă, îmbătută de bărbat, sau avea un ochi ca tunelul, așa, și zice, părinte, trebuie să stau lângă el să aibă copii, tată. Păi ăsta e tată, nene? Stai ciocănar la CFR, tu nu vezi că ți-a dat de zaci. Ce învață un băiat din gestul brutal al unui tată? Păi da, da. Deci eu n-am păreri despre divorțați. În Biserica Ortodoxă, spre deosebire de alte biserici, divorțul este văzut ca o soluție de nedorit, dar în niciun caz nu-i băgăm în arest preventiv pe oameni. Da? Și îi lăsăm, îi măsurăm. Știți ce interesant e ca preot când ei cer să le dai dreptate și tu faci carabinul. Si tu ai dreptate, si tu ai dreptate, că n-ai cum să faci. Iar pe de altă parte e clar că într-un divorț nu e unul singur vinovat. N-ai cum. 95% și 5%, dar 5% la e acolo. Și e greu ca preot. Știți că mi s-a întâmplat să spovedesc, să vină Doamna la împărtășit, l-a spovedit, după câteva ore să vină dumnealui, l-a spovedit și la liturghia de a doua zi să se împărtășească amândoi. Dreptatea lui Dumnezeu. Știți? Tot aici. Se spune că păcatele noastre se răsfrând asupra copiilor prin îmbolnăvirea lor. E adevărat? Nu? Aveți grijă? Între păcatul nostru și copilul nostru stă botezul copilului,
botezul e făcut în numele Sfintei, trăim prin scufundare, prin întreită scufundare, dacă mai spunem asta, negăm botezul. Fiți foarte atenți. Ce îi puteți spune unei mame care trăiește drama trei doamne și toți trei? Absolut nimic. Nu pot să vă spun nimic. Doar Dumnezeu vă poate spune că în ciuda tuturor aparențelor a înviat. Atât. Mie când mor copii, prieteni foarte apropiați, eu n-am oameni depărtați în Sibiu niciunul. Sunt prieteni cu 120.000 de oameni, am și fost popă pentru 44.000 într-o sâmbătă și le-am spus foarte limpede, nimeni nu mi-e străin cu fiecare mor și înviu, dar le vă spun din sincer, am fost la o mormântare în care au fost 5 morți din aceeași familie și o mamă care a stat lângă mine și a zis, mamă, n-am cuvânt să spun altul decât atât. Hristos a înviat. Nu am altceva. Ce le spunem copilor când nu vor să meargă la biserică pentru că vor să se uite la TV? Nu. Le faceți un ceai, le puneți căunelul sub picioare și lăsați să se uite, că se vor sătura. Știți că de televizor te saturi, dar de biserică niciodată. A, oricum, dacă nu trageți de mână, smulgeți de mână din umăr neapărat. Copiii nu pot fi îndesați în biserică. Pot fi atrași la biserică sau nu. Atât. Avem și hârtii? Ultima? Da, asta. Și mai repede, părinte. Ioi, Doamne! Cum? Părinte, cine este aproapele meu? Păi ia uitați-vă, în dreapta, în stânga, pe acolo. F32, rândul, da? Deci, în primul rând, puneți mâna pe ăla de lângă... Știți ce? Noi din dorința de a rezolva problema cu aproapele, exact pe aproapele nu-l mai vedem. Noi uităm la aproapele de departe. Vai, cum i-am ajutat noi pe copiii din Siria, cum am face niște pachete, să-i ajutăm, uite, săracii. Tată, România e sub un bombardament chimic de 26 de ani. Ni se inoculează în fiecare zi în aerul care respirăm ura omului față de om. Dacă vreți să începeți vindecarea Siriei, faceți-o de pe străzile Bacăului. Găsiți-i pe săraci, hrăniți-i și îmbrăcați-i de Paști. Și pe aceea, mai departe. În ce condiții o fată, un băiat, care sunt iubiți, pot boteza un copil împreună? Nu pot boteza un copil. Vă puteți iubi, dar nu puteți boteza deocamdată. N-aveți certificatul de conducere. Vă puteți urca să conduceți și cu 70 și 120 de kilometri pe oră, dar n-aș vrea să vedeți cât se ia la dosarul penal, la canieți filma. Nu vă băgați în botez. Stă fata și botează sau băiatul și botează și poate reuși și voi așa să înțelegeți că trebuie să vă grăbiți. O fată și un băiat ai căror părinți sunt cu metri. Părinții fetei au botezat un copil părinților băiatului. Se pot căsători? Nu prea. Nu prea. Dar asta e greșeala părinților că v-au lăsat să vă îndrăgostiți. Mergeți la un preot bun să vă deseneze pe hârtie ca să înțelegeți ce înseamnă grad de rudenie. Și apoi vedem. Părinte, vorbiți-ne despre nașterea din nou și de ce noi ortodoxi credem că e prea sectarist, e ceva sectarist. Cu nașterea din nou, noi ortodoxi, super deștepți, nu credem că e... Nu, eu cred că oamenii de aici din sală niciunul nu se dă prea ortodox și asta ne ajută să vorbim. Și ei nu știu nimic despre nașterea din nou, pentru că e un termen tehnic pe care îl întâlnim în Evanghelie, dar este foarte rar propovăduit. Dar dacă eu le spun, cum v-ați simțit după prima spovedanie pe bune, nu v-ați simțit ca noi? Zburând așa și eliberați, uite, toți de aici știu ce înseamnă nașterea din nou. Restul? Teologia adâncă. Te rog, învață-mă să mă rog, dă-mi un exemplu bun. Pentru mine cea mai frumoasă rugăciune este Dumnezeiasca Liturghie. Ne vedem mâine. Părinte, împreună cu prietenul meu am hotărât să ne căsătorim. În sfârșit, bravo! Însă părinții mei nu sunt de acord cu noi, pe motiv că e prea devreme și că acum nu au bani. Da, yeah. Noi vrem ceva restrâns, însă ei vor nuntă mare. Doar e nunta lor, ce Dumnezeu. Cum să-i convingem că nu fastul e ce contează? Dumnezeu să mă ierte. Luați băiatul de mână, faceți analizele, vă prezentați la casa de cununii, vă căsătoriți, mereți la un popă blând și înțelept, cu nașii după voi, cununați-vă și lăsați-i pe ei să mănânce la nuntă. A?
Că altfel riscați din mireasă să deveniți altfel și nu e cazul. Nimeni n-are voie să se joace cu curăția copiilor lui. Cum să îndrumăm tinerii să-și găsească vocația și mântuirea? Tinerețea are frică de căsătorie și de copii. Tineretul are frică de căsătorie și de copii. Păi mai în general copiii au frică de copii. Copilor nu le e frică de oamenii adus, ci de copii din gașca lor. Da, da. Dar nu are frică de a cheltui banii pe cluburi, telefoane și prostii. Ce putem face? Nu le mai dați bani de cheltuială. Strângeți șurubul. Asta e. Dacă tăiați sursa, nu mai atacă. Iar pe tine, ca să îndrumăm să se mântuiască, nu trebuie niciodată, dar absolut niciodată, să-i umilim că sunt tineri. Recunoașteți toți care ați trecut de o vârstă, vofticați că nu sunteți mai tineri cu 20 de ani, să puteți să luați câteva lucruri de la capăt corect. Tinerețe nu este egal prostie. Tinerețe egal lipsă de experiență, egal lipsă de răspuns la iubire, egal o grămadă de lipsuri. Dar nu prostie. Când ești bătrân și nu înțelegi ce s-a întâmplat cu viața ta, egal prostie. Da? Ce înseamnă spiritualitatea autentică? Spiritualitatea autentică e spiritualitatea care te leagă de Hristos. Orice altă soluție decât Hristos este misticism. Mi-e frică rău de moarte. La toți, e vreunul care nu vi-e frică de moarte? Pă bune. Se spune că și cei care au trecut prin moarte le e frică de moarte. Ce? Și nu de ea, ci de faptul că poate îmi face rău. Și în special mi-e frică pentru copiii mei pe care îi iubesc în urmă. Tuturor ne e frică de moartea noastră și de moartea tuturor celor din jur. Dacă ne unim fricile și facem din ele curaj, ne-am salvat. Deci fricile unite fac curajul mare. Aduceți-vă aminte, la Mărășești, era o mână de oameni. E rușinea armatei române că s-au dus în izmene să se lupte. Ăsta e blestem. Să avem cei mai buni soldați din lume și cei mai proști conducători de oști. Ei bine, oamenii de acolo și-au unit fricile și au devenit curajoși. Dacă este păcat să ne închinăm când trecem prin fața unei biserici catolice, dar ce, n-are cruce biserica catolică? Bă, uitați pe ce parte ține capul Hristos? N-are, pe crucea catolică, ca și la noi, nu întotdeauna e... Bă, oameni buni, unde vedeți cruce, faceți-vă crucea mare, că dracu-i bătrân și vă dă idei. Deci, ce rugăciune trebuie să citească o mamă care și-a pierdut fiul să-l viseze? Doamnă, nu o să vă prindă bine dacă îl visați. Vă spun eu, rugați-vă să-l vedeți în rai și să locuiți acolo împreună. Visele sunt periculoase. Sunt adventistă, sărămână, însă luna viitoare mă botez la ortodoxie, de două ori sărămână, luând calea prietenului meu, însă mama nu trebuie să afle că și nu ar putea fi de acord. Ba mai mult, speră că în viitor să-l fac eu pe el să se boteze la adventist, ceea ce desigur nu se va întâmpla. Ce ne sfătuiți? Keep calm. Nu spuneți la nimeni. Oricum se va afla. Ortodoxia nu poate fi asumată pe șoptite. Fiți atenți. În biserică putem să spunem, da, înainte de crez este binecuvântarea pe care o dă preotul, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând. Nu, auziți, popa trage de el. Ca într-un gând să mărturisim. Pe tatăl, pe fiu, așa. Crede într-unul Dumnezeu. Ușile cum să... Crede într-unul Dumnezeu, tata, și... Credința nu se mărturisește pe șoptite decât la urechile celor care sunt bolnavi. Și îndrăgostiți. Vă mulțumesc că treceți la ortodoxie, dar nu purtați cu dumneavoastră fricile de la adventiști, că n-ați făcut nimic. Asumați-vă integral crucea lui Hristos cu toate riscurile din lume. Și dacă mama se va supăra, o trimiteți la mine să-i spun ce fain e când treci de la adventiști la ortodoxi. Eu toată copilăria mea am crescut-o între adventiști în Maramureș. Niște oameni excepționali. Excepționali. Care au fost primii oameni care s-au bucurat că eu am devenit preot. Uite, Doamne, avem și noi un întors la Hristos. Că vă spun o treabă,
Nu vă e important la ce vă botezați, ci la cine vă botezați. E mai simplu să gândiți așa, spune: mamă, l-am găsit pe Hristos în Biserica Ortodoxă la fel de frumos și de gingaș ca în adunarea dumitale adventistă. Uite, n-am să te supăr, dar lasă-mă să încerc să mă mântuiesc mai bine. Atât. E mai greu la ortodox, e mai dificil. Am fost împreună cu un prieten de-al meu odată, acasă la un prieten de-al lui care era adventist, fost coleg de școală, și la masă era bunusul. Sau ta, bunusul era. Dur bătrânul, când a văzut reverendă de popă, pușchea pe tine, drace. Ne-am pus la masă și ne-o dat să bem suc de mere. Bun, domne, bun. Pe vremea aia mai puteam. Și zice: părinte, știți că la noi nu se bea vin. Știu că, zic, toate mătușile mele erau adventiste. Părinte, dar nici țuică. Știu, bunicule, n-ai auzit bine. Zic, vrei să știi de unde știu? De unde, părinte? Îți spun acum. Mult îmi place parău de munte. Ai, moșul a început să zic: părinte, din 56 n-am mai auzit cântecul în adunare. Vezi, ai tăi l-au uitat, eu nu. Avantaj, eu. Ce ziceți că o zis bătrânul? Zice: îl chemați pe Popa Costi la mormântare, nu să încetească o rugăciune sau ceva, ci să plângă cu mine că plec. Nu-i fain așa? Nu-i mai fain așa? Și că doresc să înțeleg mai bine ortodoxia. De ce trebuie să pupăm icoanele? Vin dintr-o religie care nu face asta. Noi nu pupăm icoanele, pupatul e din alta, da? Noi ne închinăm și sărutăm icoanele, le pupăm, să vă spun de ce le pupăm. Pentru că acolo în icoană locuiește persoana care este dedicată icoana. Eu am niște poze cu tata acasă. Iar când plec de acasă am fotografii cu copiii, cu soția mea. Când mi dor, mă uit la ei. Ochii mei pupă fotografia și mă întorc acasă. Icoana este o prezență, nu un abțibild. Ia să vă dea, să, știți, să vă prindă poliția ca să depăși viteza, când vă dă carnetul înapoi, îl pupați. Atenție! Dumnezeu nu se vrea idolatrizat, dar vrea să înțelegem bine la ce se referă când lucrează. Bine? De ce asta cu... Da, așa. Dacă primim slujba de binecuvântare pentru că suntem împreună, mai este păcat atât de mare actul sexual dintre noi, dar ce popa binecuvintează curvia? Binecuvintează, Doamne, curvia lui Ioan cu curvia lui Maria. Băi, oameni buni, popa vă dă binecuvântarea să mergeți mai departe. De altfel, acum, după noile reguli ale bisericii, nu mai putem să logodim anul ăsta să facă nunta peste 3 ani când strânge la ciorap bani el sau ea. Na. Dacă am luat pastila de a doua zi, se consideră păcat de avort? Cam da. Problema e că păcatul nu e aia cu pastila, e aia dinainte de pastilă. Da? Nu mai zicem că aici deja povestiți-ne de Maica Domnului în parcursul învierii. Am spus-o că Maica, a, știți că dimineața n-am spus-o, e drept să rămână. Știți că de foarte multă vreme aud foarte des, de când eram mic îmi spuneau: măi, uite-te, se vede că Maica Domnului n-a fost la înviere, pentru că lista de femei mironosițe nu are pe Maica Domnului în trecut acolo. Am învățat un lucru în anii din urmă, o traducere din Sfântul Ioan Gură de Aur, legând-o cu un părinte apusean, nu vă spun cine, că e Benedict al XVI-lea, care mi-a aud că îi citesc pe catolici, și încă vreo 2-3 care sunt ortodoxi, unul chiar ortodox de bază, spun un lucru care pe mine m-a impresionat. Știți de ce Maica Domnului nu este pe lista femeilor care aleargă la mormânt? Pentru că n-a părăsit niciodată mormântul. N-avea de unde veni, pentru că nu plecase niciodată de lângă mormânt. Și cu asta amin. De ce nu se studiază religia în licee? Religia sau ora de religie ca oră de creștinism ortodox? Că asta cu istoria religiilor deja mă obsedează, ce să fac, mi-e rău. I-am auzit, ați văzut că Orenca zice ciorba. Deci am avut un an în atac la ora de religie, după aceea au încercat să propună educație sexuală și nu le-a ieșit. Acum s-au întors iar la ora de religie. La anul, în mod cert, iar se bagă fonduri europene pentru dezvoltarea acriviei pe educație sexuală. Le-am spus-o și lor și o spun. Noi în licee predăm ce ni se
ce e potrivit, ce ni se pune la îndemână. Un profesor de biologie bun, să știți că e un profesor de religie, de fapt. Și proful de mate, 1 plus 1 egal cu 2, pentru că Dumnezeu e fidel chestia asta. Toți profesorii din facultăți și din licee și din școli sunt profesori de religie. Arată locul lui Dumnezeu în știința pe care o au la îndemână. De ce trebuie să facem semnul crucii? Ce semnifică? Semnul crucii e ca le-am învățat pe copii odată. Uite, eu dau mâna cu el, salut, eu-s Costi. Matei. Mă bucur foarte mult. Asta pot să fac, pot să mai dau cu câțiva, da. Dar cu Hristos cum să dau mâna? Nu-i mai bine să dau așa mâna? E ca și cum ai da salut Hristoase. Da? Strângeți mâna lui Hristos prin cruce și nu vă lasă. Cum trebuie procedat în cazul tinerilor care trăiesc împreună fără căsătorie? Împușcați, clar. Clar. Alergați după ei, o mamă de bătaie bună. Păi oameni buni, dar e chiar treaba lor. Ajutați-i să vadă că greșesc. Dar nicio ciocănitoare nu cântă ca o privighetoare, să aveți grijă, da? Copiii sub 3-4 ani se pot împărtăși și dacă au mâncat. Trebuie să zic, da? Pentru că spre deosebire de noi au alte nevoi și alte cerințe. E drept că e bine să nu, dar nu este de lepădat dacă. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce e mai important? Dacă e ouul hiert prezent la liturghie sau dacă e copilul prezent la liturghie? Nu. Știți, mie îmi place că pun presiune pe oameni, tocmai popii care la 11:30 mâncă mititei cu muștar, trag o bere și zic, credincioși și trebuie să postească 4 zile înainte de împărtășanie. O fi. Cel care postește cu adevărat dintre preoți nu-și pune problemele așa. El știe și neputința copilului și bucuria copilului. Și să vă mai spun o treabă. Prefer un copil împărtășit cu burtica plină împărtășit unui popă cu mintea goală. Zice, am copil cu autism și am chemat preotul acasă să facă Sfântul Masul și soțul a spus că Sfântul Masul se face numai pentru cei care sunt grav bolnavi pe moarte. Asta este din extrema unghiu de la catolici, nici ei nu mai spun, deci v-ați măritat cu un catolic în cultură. Nici ei nu mai spun așa, că și ei spun acum că e unțiune pe infermii malati, adică pentru cei infirmi și bolnavi. Doamne, să vă spun, copilul autist, numai de un popă îmbrăcat în negru, care lălăie în casă, n-are nevoie. Doamnă, luați-vă copilul și duceți-l să vadă frumusețea naturii, povestiți-i cu calm, iubiți-l, strângeți-l în brațe, chemați un popă să-l ia în brațe pe copil. Ascultați-mă bine. Și apoi, dacă părintele se va îndrăgosti de copil și copilul se va îndrăgosti de părintele, nu o să mai aveți nicio problemă. Am să vă spui ce am pățit eu. A venit la mine o mămică care-i copilă, umbla 12 km, uite așa, pe un hol de acasă, pe zi, cu aparat de măsurat, nu le venea să creadă mergi, o ghindoacă, fetița clar, cu autismul. Și am zis, Doamne, ce părinte, zice, nu pot să o duc nicăieri în biserică. Că în biserica slavei stând toți sfinții părinți la dumnezeiasca liturghie, nemișcați și cu privirile pururi asenine, cu ochii de genul ăsta nu pot încăpea, că ăștia se mișcă, știți? Deranjează rugăciunile. Și azi, Doamnă, stai să ne lămurim. Deci copilul, matale, vrei să împărtășești fetița? Da, părinte. Doamnă, dar pentru asta nu-i musai să intrăm cu ea în catedră. Hai încoa. Ne-am dus în curtea facultății, care este față în față cu catedrala. Acum, catedrala aveți, mai lipsește o curte de facultate. Da? Am luat copila. Și nu puteam să-i dau eu împărtășania, că fetița n-a luat din mâna mea un copil cu autism sever. Nu intră în contact la primul, deci să nu... Știți că mai au unii tendința de a lua câte un copil care e autist. Puiule, îți bagă puiul una de nu te vezi. Da? Și are dreptate, pentru că pentru el este o agresiune. El sesizează agresiunea. Și am zis, Doamnă, hai să facem ceva. L-am sunat pe Narpra Sfințu și am zis, Narpra Sfințu, eu nu pot să... mă lăsați să-i dau mămicii să-i dea împărtășania. Dar bă, Costi, pe tine oricum nu te pot opri, hai să, că vin și eu să văd. Și ne-am pus acolo, să știți, din mâna mea nu a luat din mâna altui, n-ar fi luat nicicum, din mâna mult mai mult, Doamne, din mâna mamesii, pentru că era mâna lui de siguranță, copilul a luat împărtășania. Doamne, plângeam toți ca niște proști. A luat împărtășania, s-a uitat un pic la noi și a plecat mai departe. În sâmbăta următoare zic, băi, să vezi acum că asta nu mai vine. Povești, mai oameni buni. Nu știu de unde au scos copiii.
La o săptămână m-am întâlnit cu 20, 25, 50 de mămici cu copiii. La încă o săptămână aproape 100 de copii. Nu erau toți autiști, dar toți cu probleme de comportament. ADHD-ul descoperit de ăștia care în loc să găsească soluții, totdeauna găsesc problemele. Și dă-i, frate. La un moment dat, chiar reușeam să împărtășesc dintre ei. Știți că fetița acum se împărtășește de la mine, stă liniștită jos în biserică, se pune lângă scaunul arhieresc, am zis, vezi ce înseamnă pilă la mitropolit. Se pune jos, se joacă, se joacă în timpul liturghiei, dar asta e altceva. Noi înșine, când suntem la liturghie, cine spune că un copil autist este bolnav, nu știe ce spune. Un copil autist este altfel. Autismul nu este o boală, ci un complex de boli care necesitează că lumea e un dezastru. Și ne trimite Hristos din când în când câte un înger să ne arate că există lumină la capătul tunelului. Ăștia trebuie încurajați, nu umiliți. Îi umilim la școală, îi umilim la grădiniță, umilim mamele care au câte babe din sat. Uite ce a făcut, curva, uite, vezi, uite. S-a culcat cu ăla cu care ar fi vrut să se culce nepoată-mea și n-a ieșit. Știți? Noi suntem răi, Doamne, răi. Autismul nu se tratează cu răutate. Iar răutatea te face mult mai autist decât autistul. Și am mai învățat ceva de la copiii ăștia, m-au spart pe viață. Eu sunt foarte sesizat interior de treaba asta, pentru că copil unor prieteni foarte buni, copil care face ani, 30 de ani aproape, e în situația asta de 10 de ani. Ne-a luat 10 ani să ne împrietenim, să ne strângem în brațe și să ne iubim. 10 ani. Vă rog eu, pierdeți ani din viață ca să vă îmbrățișeze un autist. Nici nu știți ce pierdeți dacă nu îi ajutați așa. Habar n-aveți ce înseamnă să te strângă în brațe cineva care părea că nu va putea face niciodată nimic. În altă ordine de idei, am constatat că și la noi sunt pricepuți ăștia la autist, ca cum sunt pricepuți la cancer. Dom'le, dau niște diagnostice, habar n-au pe ce lume trăiesc, atât că în punga aia cu autism între copii care au doar alte complicații, dar nici de cum autiști. Ăia-s beton. Când își dau seama că nu sunt bolnavi, să se fac sănătoși. Eu am fetițe care au fost declarate cu autism, care acum mănâncă liniștite, povestesc, vin la liturghie și îmi fac cu mâna. Știți ce înseamnă o fetiță care a fost declarată cu autism și ai căror părinți au fost în pragul sinuciderii să-ți facă cu mâna la liturghie? Mie Dumnezeu îmi spune că mă iubește prin astfel de momente. Astea-s crucile de merit pe care le ai ca preot și ca om. Stați liniștită, rugați-vă și Hristos trimite înger păzitor. Zice, ce putem face unor oameni creștini ortodoși care nu sunt deloc practicanți pentru a-i putea aduce la biserică? Să vă vadă pe dumneavoastră că sunteți mai buni după ce practicați ortodoxia. Că dacă practicăm ortodoxia doar să avem nasul mai mare... Bunica mea are patima alcoolului, dar nu era așa. Ce aș putea face? Acum doar să o însoțiți. Îi spui, bunică, în ciuda faptului că ai luat-o pe ulei, eu sunt lângă dumneata 100%, ești la vârsta de care nu te mai poate întoarce nimeni decât Hristos, iar Hristos ne întoarce în groapă, atât. Deci ca specialist vă spun că este o vârstă la care nu mai ai ce să faci, stai și le spui că iubești. Să știți că atunci când se apucă bătrânii de băut, este o mare lipsă de iubire din partea celor tineri. Poate că ați vrut să-i dați o lecție grea și nu v-a ieșit. Și v-a dat ea lecția. Așa, în Biblie scrie că acolo unde se adună unul sau mai mulți oameni în numele Domnului, acolo este biserica. De ce suntem mustrați atunci când nu mergem la biserică? Că nu e suficient doar să ne adunăm. Trebuie să și stăm cu mintulița la Doamne, Doamne, iar acasă nu prea ne iese. Dacă vă adunați doi sau trei să vă strângeți duminica acasă, deja sunteți biserică, dar nu cred că e cazul. Dacă vă adunați după o noapte grea, doi sau trei, tot nu. Mamă, n-am văzut tineri mai rugători care se rugau dimineața, Doamne, de să nu fie însărcinată. O persoană catolică de altă naționalitate se poate căsători ortodox cu o persoană de religie ortodoxă? Depinde de naționalitatea ortodoxului. Nu ne mai amestecați. De-aia își permit tot să vă dea sfatul. Măi, oameni buni, te iubesc sau nu te iubesc? Vreau să fiu mai departe împreună sau nu vreau să fiu mai departe? Nu căutați motive să lăsați, da?
Locuiesc în Bacău de 5 ani de zile și nu am găsit niciun preot care să-mi fie duhovnic. Eu locuiesc în Sibiu de 20 de ani și mi-am găsit duhovnic în Sibiu din prima zi. Am căutat preot duhovnic mergând la liturghii și biserici diferite, dar nu am reușit să-l găsesc. Cum aș putea să-l găsesc? Ia mai stați acasă. Stați acasă și gândiți-vă bine de ce n-ați găsit niciun preot duhovnic. Cum trebuie să încep să mă spovedesc? Aveți o parohie? Mergeți prima dată la preotul paroh. Spovediți-vă că nu vă găsiți duhovnic. Spuneți, Doamne, am o neputință. Nu-mi găsesc duhovnic. Cum comentați faptul că preoții își asigură cu ajutorul lui Dumnezeu o viață îmbelșugată aici pe pământ, în timp ce poporul este sfătuit să aștepte fericirea în cer? Să vă dea Dumnezeu viața îmbelșugată a preoților care îi cunosc eu. Amin. Să știți că noi preoții exploatatori cunoaștem adevărul care vi se vinde la ghișee. Cheltuiți prea mult timp să judecați preoții și prea puțin să vedeți adevărul. Vă doresc succes, să vă folosiți bine timpul. Se întâmplă ca România să fie așa și cu politicienii și cu conducătorii. Vai să fiți dumneavoastră primarii ai Bacăului. Pia, ar zbura troleele, domne! Ar fi parfum de dimineață! Președintele Consiliului Județean, fai, 100 de linii aeriene, așa ce? Băi, oameni buni, nu sunteți, pentru că Dumnezeu știe ce neputincioși sunteți. Keep calm, luați o pauză și începeți prin a vă schimba viețile, lăsați-i pe ei lați. Nu, vă spun că preoții nu-și asigură viitorul de pe acest pământ. Cel puțin cei care îmi sunt prieteni, 1, 2, mai sunt prin sală, 3, 4. E ca și cum a spune că actorii își asigură Oscarul că joacă pe scena teatrului din Bacău. Nu. Actorii care joacă pe scena teatrului din Bacău încearcă să vă facă mai fericiți și atât. Îi doare în cot de Oscarul lui Pește Prăjit. Oricum îl iau toți tulburați în ultima vreme. Ca Nobelul de la literatură. Exact Bob Dylan, adică. Mai lovit, mai dat, gata. Cum putem să-i ține religia în școală mai mult decât să ne înscriem copiii la această oră? Munciți mai mult cu copiii acasă. Scoateți-i, domne, afară. Chemați clasa, bă, cochios ortodox, pop ortodox convins, credincios ortodox convins, știți că nu-i voi, acum ai post, nu se mănâncă înghețată. Știm, haideți să mâncăm înghețată. Să le arătați că ortodoxia nu-i bătut în cap cu cuiu și ciocanul. Ce disponibilitatea de a ajuta să înțeleagă. Scoateți-i la aer. Puneți-i să facă bine matematică. Sprijiniți copiii care vor să fie olimpici. Știți ce m-a impresionat cel mai tare la după momentul ăsta cu semnăturile părinților pentru ora de religie? Până și părinții au devenit mai responsabili. Și-au dat seama că ne poate costa enorm să nu fim împreună. Enorm. Enorm. În nădejdea canonizării părintele Arsenie Boca, rogu-vă să o cinstim și pe fica duhovnicească Aspazia Oțel. Doamne, iartă-mă, dar mai dragă decât... Acum mi-am luat încă o dată cele două volume publicate de curând ale Aspaziei Oțel. Uite, apropo de ce aveți de făcut la Bacău, Aspazia Oțel, care este cea mai tare cruce feminină pe care am ascultat-o vreodată rostind adevăruri, ar trebui înfiptă din când în când în colectivitățile de jur împrejur. De la Roma la Bacău, cred că ar putea face efortul. Dacă nu, mergeți și înregistrați-o acasă. Știți când o să ne lipsească oamenii ăștia? Când nu o să mai avem oameni pe care să-i ascultăm. Încercați să găsiți lucrurile astea. Sunt câțiva care cu adevărat au înviat și trăiesc ca înviați printre noi. Părinte, ce ne recomandați să facem atunci când în familie încep în neînțelegeri, chiar ură, invidie între frați? Trebuie să răbdați că n-aveți ce face. Ne alegem noi multe în viață, dar frații chiar nu. Încercați să temperați și să nu-l judecați. E o neputință. Există o neputință. Sigur că e jenant și e dureros, dar... De unde să iau nădejde și putere să trăiesc moartea fratului meu, singurătatea și suferința mamei mele, boala mea? Cum să trăiesc lipsa speranței? Să știți că nădejdea nu e singură, e credință, nădejde și dragoste. Când avem una, celelalte două ne ajută. Deci spuneți că v-ați pierdut speranța și nu știți de unde o să o luați. Din credință și din dragoste. În ciuda bolii avansate pe care o aveți, sunt convins că vă iubiți mama și că real, credeți că Hristos a înviat. De acolo v-a spori și nădejdea. De acolo v-a spori și nădejdea.
Cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care am auzit-o în România în ultimii ani, am auzit-o de pe patul de spital, eram internat, nu vedeam ce se întâmplă pe coridor, dar am văzut cum veneau asistentele plângând în rezervă, ce se întâmplase. Un BMW X7 care nu era condus de un popă, ci de unul mâncațaș care ne face cinste peste tot, a lovit un bătrân pe trecerea de pieton și l-a și târât, că așa e la noi. Dacă nu-l târ, nu moare și atunci e păcat de chemarea poliției. L-au adus la spital, n-a sălit cât trăiesc pe omul, glasul lui sper să nu-l pot uita nici pe patul de moarte. A căzut, era lovit clar, era zdrobit și la un moment dat, stând el acolo, asistenta sună și zice: bună seara, doamna, cu tare, da. Zice: vă rog frumos, zice, să nu vă speriați, domnul, zice, este la noi la spital, a fost lovit de mașină, nu este grav. O fi început să plângă. Doamne, ce stați, nu vă iei, e chiar bine, ca să vedeți că e bine, vi-l dau la telefon. El dă pe bătrân la telefon și se aude: mărioară dragă, nu plânge, draga mea. Îți bine. Băi, când mi-a povestit femeia asta, omul ăsta n-avea mâna dreaptă, era zdrelită total. Curgea sânge din el, că abia l-au recuperat. Dar spunea, nu, domne, plânsul ei era mai important decât sângele lui. Asta e lucrul care ne ține în viață. Ca plânsul celui care suferă să fie mai important decât sângele nostru. Ce, cum comentați noua achiziție de 500.000 de euro? Ding, dang, ding. Așa, n-am ce să comentez. Cum să comentezi un clopot, domne, la ce stâmpiți să vorbesc obiectele? Pe ce lume trăiți? Vă lăsați duși în eroare de informații? Nu. Din nefericire, nu e cel mai mare clopot din lume, pentru că nu suntem cel mai mare popor din lume. Clopotul e pe măsura poporului. Patriarhul a încercat să ne transmită că am putea fi un pic mai uniți, mai înalți și mai puternici decât părem. Dar noi nu. Noi ne încăpățânăm să fim clopoței cu limbă lungă. Și atât. Și culmea că ne vorbesc de cheltuiala patriarhului, băieții care au avut șef, care acum lucrează toți prin penitenciare. Sunt lideri de opinie din penitenciare. Nu? Vi se pare ciudat că băieții hoților strigă hoțul? Părinte, ce părere aveți despre inseminarea in vitro și alte modalități moderne de a face copilași? Datorită unor probleme de sănătate. Nu vă spun, dar să înțelegeți că e binecuvântare. Părinte, ce părere aveți despre conviețuirea a doi parteneri fără cununie dacă nu sunt pregătiți pentru căsătorie? Ambii au divorțat anterior. Să știți, căsătoria a doua nu vindecă divorțul întâi. Da? Deci, nu o să vă vindecați niciodată, grăbiți-vă să creșteți. Cum putem să iubim sincer pe toți semenii noștri dacă există atâta răutate? Dar cine va să iubiți pe toți? Iubiți cât puteți. Faceți ce puteți. Începeți de undeva. Dacă vreți să iubiți pe toți, nu voi iese cu niciunul. Când Maica Tereza de Calcuta s-a dus, n-am zis Sfânta Tereza de Calcuta pentru comentator, da? Am zis Maica Tereza de Calcuta. Când s-a dus la Calcuta săraca să înceapă să-i vindece pe leproșii ăia, îi zice șeful poliției locale, ce, ai nebunii, sunt 2 milioane de leproși. Ce, da, domnule comandant, dar cum asta când începeți să numărați, de la ce cifră începeți să numărați? Păi de la 1. Ăla-l vreau eu. Restul ne descurcăm. Ce, părinte, prietena mea se enervează foarte repede uneori. Ce să fac să nu ne mai enervăm? Să nu ne mai certăm? Las-o acum. Mai încolo o să fie greu. Greu de tot. Există depresie. Există și se manifestă. Pentru oameni, deci în general, depresia este o formă subtilă pe care Dumnezeu ne spune că ceva nu funcționează. Dacă ține în cont de ce zice Hristos, e ok. Dacă nu, nu e ok. Da, să rămână. Părinte, soțul meu are AVC de 5 ani și nu vorbește. Nu știu să mai fac, unde să mă mai duc cu el. Ce mă sfătuiți? Doamnă, trebuie să vă spun experiența mea cu un AVCist de 10 ani. Credeți-mă, e pe carnea mea și pe sângele meu petrecută. Părea că nu înțelege nimic, nu vorbea cu nimeni, era la pământ.
Și totuși, împărtășindu-se foarte des, prin îngăduința unui preot tânăr pe care îl cunosc și e încă tânăr, frumos și deosebit de inteligent și așa, omul n-a primit numai împărtășanie de la popă, ci câte un pupic după fiecare împărtășanie. Omul mirosea, transpira abundent. Dintr-un tip de 100 de chile ajunsese un cadavru ambulant. Părea că nu înțelege nimic. Închidea și deschidea ploapele, atât. Îl spălau. Popa ăla și-a luat canon într-o veme și a fost și el să spele și n-a mai riscat a doua oară. După 10 ani, prin voia lui Dumnezeu, omul și-a revenit. Știți ce ne-a spus prima dată? Ce părinte, cea mai de preț voce, știam că trec zilele după cum veneai și mă pupai. Și să știi că împărtășania are același gust în fiecare zi, dar pupatul dumitale nu. Doamne, îmbrățișați, lăsați-i pe doctor, că-s neputin, nici ei nu mai pot. Avem la boli de gheții medici, nu mai știu ce să facă cu noi. Oricum, sunt depășiți și din alte puncte de vedere. Dar ajutați-l iubindu-l, atât. Nu prea e de făcut foarte mare lucru. Nu e așa că vă supărați înainte când vorbea prea mult? Uneori e și pedeapsa noastră când cineva se tulbură în casa noastră. Mama îl certa pe tata din când în când că fuma prea mult. Cred că acum ar da orice să mai simtă mirosul de țigară al tatei. Eu însumi aș da orice să-l mai văd pe tata fumând odată. Cât sunt de benefice cursurile de dezvoltare personală? Păi eu cunosc pe cineva care le-a făcut și nu mai merge la biserică. Acum nu-i vina cursului. E clar că în momentul când tu te dezvolți personal și începi să fii buricul pământului și să pui coada la prună, nu te mai cobori la nivelul prostalăilor din biserică. Și... grijă mare, cursurile care îngânfă oameni nu sunt de desăvârșire, clar. Deci, cum să spui, nu poți dezvolta piciorul ca mână, capul ca picior? Nu poți. Când schimbi regula, se schimbă corpul. Oricum, noi suntem supraformați toți. Eu mă uit când se ridică câte unul în picioare la câte o convenție de asta națională, se îmbățoșează. Am venit să vă spun, lasă-mă jos, că așa nimeni nu spune așa. Că te-au învățat englezii să folosești o tehnică care se cheamă invadării spațiului cu gesturi. Stai jos și zi românește ce vrei să zici. Managementul timpului liber, serios. Deci numai organizarea pierderii de vreme. Știți? Avem marketing instituțional cu privire la good fashion, adică cum să se îmbrace nărodul cum vine la serviciu, să nu-i se mai vadă părul de sub braț, că e în funcție publică. Și despre ce vorbim mai oameni buni? De-aia, ăstea cu dezvoltarea personală pe mine mă distrează că am primit și eu câteva îndemnuri să mă duc la câteva cursuri în care să predau. Și am zis, doamnă, să știți că eu nu știu cum să fac să-i fac persoanele mai mici cât să încapă în rai, nu mai mari încât să încapă doar în schemele unora. Eu și în mic, tu fă-mă male, nu se referă la dezvoltare personală, ci la dezvoltarea personalității, ceea ce este cu totul și cu totul altceva. Oricum, am zis, o țară de formați. Uitați, toți avem câte o formare, clar. Până și pensionarii au fost formați de Antena 3, de Antena 1, de prima dată. Ne formăm continuu, nene, continuu ne formăm și am ajuns niște deformați toți. Deci cel care în urma unui curs de formare personală nu mai merge la biserică, n-a înțeles nimic nici din biserică, nici din dezvoltare personală, să-i fie bine că la sfârșit și dezvoltați personal tot la capătul orașului, stânga pe centură ajungem, dar nu vii, ci ne dorim copii fizic, nu se poate, e creștinește să înfiem. Nu numai că e creștinește, aproape că a devenit obligatoriu. Azi am primit un mesaj de la niște oameni care se chinuie de 10 ani să aibă copii. Și eu încăpățânat le spuneam, nu o să aveți, se vedea că nu o să aibă, vă rog frumos să încercați să vă luați un copil să-l creșteți. Părinte, dar soțul meu nu suportă, soția, el zicea că ia că el, și a zis, băi, ia stați jos amândoi. Voi a stat vreodată de vorbă despre chestia asta? Și la un moment dat au înfiat o fetiță, Maria, a crescut Maria, e măricică, 3 anișori, 4 anișori acum. Și zice, părinte, am mai înfia unul. I-a zis, mai stați câteva luni până după Paști, ne mai rugăm. Și acum doamna spune, părinte, minunea lui Dumnezeu, sunt însărcinată, Doamne. Doamne, cine întinde mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îi întinde mâna, Doamne. Avem văduve în oraș, avem orfani în oraș, avem văduvi.
Culmea că avem, să știți că, uite, cea mai grea nu e situația asta, ci când părinții rămân fără copii. Ăștia n-au niciun nume, săracii, nu? Soțul fără soție e văduv, soția fără soție e văduvă, orfan, copiii fără părinți sunt orfani, dar părinții care le-au murit copiii, cum sunt? N-au nume. Doamne, dați-le un nume oamenilor de lângă voi. Doamna Maria, sunt cu tare, aveți nevoie să vă cumpăr ceva, hai să vă ajut. Uite o pâine, bună dimineața, cum sunteți? Am trecut să vă văd, să rămână, la revedere. Pa. Fiți oameni. Adopția face parte din înomenirea noastră. Statul e foarte impersonal. Nu poate crește toți copiii lumii. Înainte de a mă căsători cu soțul, am botezat împreună nepoata sa, dar nu a participat la slujba de botez la biserică, ci numai la petrecere. După aceea ne-am căsătorit. Am făcut un păcat, dacă ce... Hai, bă, oameni, acum vă uitați în spate. Gata, servus! Da, da. Copiii au votat să trec în pomenic la adormiți? Nu. Nu. Sfinții nu se trec la adormiți. Într-o relație fiind-naș în care s-a produs o ruptură, evident că fiecare parte implicată se consideră nevinovată și în care s-au spus cuvinte grele, cine ar trebui să facă primul pas? Hristos. În mod cert, nașii, că ei poartă responsabilitatea. Băi, oameni buni, faceți fiecare câte un pas și Dumnezeu îi face pe toți ceilalți, da? Pe măsură ce trece timpul, ruptura e din ce în ce mai mare, da? Până când uităm cu totul. Faceți care vreți, numai faceți-i odată, terminați cu teoriile. Ne uităm acum, agenda medicală pe anul 1736 spune la ruptura de naș, finii fac 32 de centimetri, 5 și nașii 1,4. Faceți ceva oricum, nu mai stați, că muriți. Ci o relație de prietenie se răcește. Toți ne răcim, nu numai relațiile. Și apoi se rupe fără ca eu să cunosc motivul ca să primez o explicație. Cu toate acestea am considerat că e posibil să fi greșit fără intenție și că trebuie să-mi cer iertare, să caut o cale de împăcare, de mers rămas fără răspuns. Haideți să vă spun. Fără, nu putem cerși prietenia. Iubirea, prietenia, cordialitatea, nu se cerșesc. Hai mă, te rog frumos, iubește, mamă, merge. Nu suntem la grădina zoologică, la maimuțe care fac tot felul de scălâmbăieli să se uite lumea la ea. Și atunci, nu pierdem nimic dacă nu am avut nimic. N-aveți cum să pierdeți o prietenie care n-ați avut-o. Amin. Dați-i drumul înainte. Ha, mai sunt? Doamne ferește. Mama bolnavă, hrănire doar cu seringa, cu un furtun în stomac, cum se poate împărtăși? Popa știe. Orice popă sănătos la cap, dacă căutați un sănătos la cap, sigur aveți, orice preot sănătos la cap știe cum se împărtășește un bolnav care se împărtășește, care se... Să știți că rugăciunea este, iată s-a atins de buzele tale și va șterge toate fără de legile tale. Iată s-a atins de buzele tale, nu ce? Iată s-a atins de laringele, esofagul, de epiglotă, apoi de ficățel, da? Deci popa nu e un tip să spună peste tot până s-a atins trupul lui Hristos. Iată s-a atins de buzele tale și va șterge toate fără de legile tale. Iar buzele știți că sunt ultimile care pierd din viață. Știți ce interesant e? Interesant, de n-ar fi dureros, că oamenii sunt calzi ultima dată pe buze. Acolo unde și-au rostit adevărurile, minciunile, se stinge viața ultima dată. Mai e? Doamne! Mama mea are 80 de ani și nu poate să ajungă duminica la biserică. Urmărește tot timpul slujba transmisă de la mitropolie și e teamă că face un mare păcat. Doamnă, păcat e aia care nu predică bine la slujba aia. Dar în rest, femeia n-are niciun păcat. Se spuneți mamei așa, e important ca din când în când să-l cheme pe părintele să se împărtășească pe bune. Că de la televizor se împărtășește doar aici și aici. Dar trebuie și aici. Și atunci rugați-l pe părintele să-i facă câte o transmisiune în direct la împărtășanie. Bine? Atât. Și în rest, pupați-o de la toată sala asta. Toată sala o pupă pe bunica de 80 de ani și ne dorim să nu-i taie nimeni curentul duminica. Știți ce înseamnă pentru bătrân să nu vadă o duminică liturghia? Credeți în înfăpturea unirii între biserici catolică și ortodoxă? Cred că altfel ce sens ar avea? M-a întrebat cineva odată, dar ce ar trebui făcut? Să ne pocăim. Să ne iubim, să ne rugăm și să ne pocăim. Dar eu tare mult m-aș bucura să regăsesc unitatea bisericii noastre înainte de a ne uni cu ceilalți. Un cercetător a descoperit în sânge niște celule somatoide cu proprietăți uimitoare. Nu pot fi distruse, se pot transforma în orice celulă. La moarte se transformă în bacterii, dar da, de putrefacții, bun. Care se ridică și le-a asemenea cu suflarea de viață dată de Dumnezeu omului.
Suflarea de viață dată de Dumnezeu omului spre norocul nostru nu sunt somatoidele. Suflarea lui Dumnezeu de viață este acea energie necreată care, atingându-se de materie, a făcut ca în mijlocul materiei să se nască un sâmbure de nemurire. Spuneți cum vreți, dar să știți că sufletul nostru este imaterial, deci nu e detectabil cu luneta, și este nemuritor, deci nu e detectabil cu ceasul. Și atunci, lăsăm somatoidele la ele, la locul lor, și punem la locul lui sufletul. Somatoidele este ele în sângele acela, care se comportă în trup ca un element trupesc, iar sufletelul, lăsați-l, aici că, vai, ce, cafeaua asta e pe sufletul meu, ferească Dumnezeu. Da? Da? Sau cum ne mai scapă de zicem, Doamne, am mâncat prăjitura asta, s-a dus până în fundul sufletului. Nu în fundul sufletului se duce de obicei. Deci trebuie să fim atenți, să înțelegem conținuturile pe care le emitem. Serios? Mai e una? Ce sfaturi îmi puteți da pentru un coleg care își bate joc de Dumnezeu și de credință? Ce să fac sau ce să-i zic? Am și eu colegi care îți bat joc de Dumnezeu și de credință și orice le-a zice nu le trece. Luați exemplu preoților, răbdați, rugați-vă, plângeți-vă păcatele, poate că mântuindu-vă dumneavoastră va înțelege și el ce frumoasă e ortodoxia. Să știți că am înțeles un lucru din armată. Infanteristul nu poate conduce avionul. Dacă sunteți infanterist, păziți tranșeul și atât. Dacă ești pilot, zbor cu avionul și atât. Încercați niciodată să nu vă depășiți locul în care Dumnezeu v-a îngăduit să fiți ceea ce sunteți. Și există o poruncă fundamentală. Iubiți, Doamne. Să știți că Dumnezeu iubește și necredincios în măsura în care ne iubește. Și ba îndrăznesc să spun că pe ăla îl iubește mai tare. Ca orice tată care știe că un copil bun n-are nevoie de atâta iubire ca să înțeleagă bunătatea tatălui. Asta nu înseamnă că trebuie să deveniți obraznici de mâine ca să vă iubească Hristos mai mult. Faceți lui Dumnezeu odihnă. Asta e lucrul cel mai important. Eu țin să vă mulțumesc foarte mult.